binecuvântat să fie Domnul. Frați și surori, ne bucurăm că suntem împreună în seara aceasta, în această după-masă. Este o ocazie și o oportunitate pe care ne-a dăruit Dumnezeu și în această după-masă. Și așa cum s-a citit în psalmul acesta, dacă n-ar fi fost Domnul cu noi, dacă nu ne-ar fi păzit El, poate că mulți dintre noi n-am mai fi ajuns aici, în această după-masă, dar îl lăudăm și îl slăvim pe El că a fost cu noi. Chiar dacă și noi am fost plecați, n-am fost plecați în țară, dar am fost plecați la sorul meu, în Barcelona, în Tarragona. Am fost acolo cu frații din biserica din Reus. Și vreau să transmit salutul pe care mi l-a spus pentru noi, pentru biserica noastră, din Iuda, versetul 20 și 21. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Amin. Ne bucurăm în seara aceasta și ne-am bucurat și acolo împreună cu frații din loc de acolo, biserica locală. Ne bucurăm în seara aceasta că suntem împreună, poate că mai sunt frați plecați, o să mai vină din țară. Domnul a fost cu noi și cum se spunea și de dimineață, cum spunea fratele Ilian, Domnul este un Dumnezeu care poartă de grijă, este un Dumnezeu care ne vine în ajutor atunci când avem nevoie, la momentul potrivit. Și într-un psalm, de asemenea, spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul este un ajutor care nu lipsește niciodată din nevoie. Este un lucru frumos și aș dori să ne rugăm pentru biserici, pentru biserica lui Dumnezeu, pentru biserica noastră și pentru toate bisericile. Și așa cum spuneau și alți frați, noi ca și români, chiar dacă am plecat din România, într-o țară străină, oriunde au ajuns frați de-ai noștri, au înființat câte o biserică unde se strâng, unde laudă pe Domnul. Și așa cum am întâlnit și acolo și oriunde mergem, și aici în zona Madridului și oriunde în lumea aceasta, nu numai în Spania, sunt frați unde se adună, unde îl laudă pe Dumnezeu, unde stau împărtășit cu Dumnezeu, unde îl caută pe Dumnezeu. Și de aceea și noi în seara aceasta suntem strânși aici pentru a-L lăuda, pentru a ne închina înaintea Lui. Și chiar cântarea de la început spunea, printre altele din versurile ei, vreau să-ți cânt, vreau să te laud, să-ți mulțumesc că ești în viața mea. Este un har minunat și haideți să cugetăm la lucrul acesta. Nu suntem mai buni decât ceilalți oameni care nu cunosc pe Dumnezeu. Nu suntem mai buni decât cei care poate în aceste momente își găsesc desfătarea în alte lucruri și se bucură de plăcerile acestei lumi, de plăcerile păcatului. Sunt mulți care sunt căzuți și loviți greu de anumite patimi și pofte. Cu ce suntem noi mai buni decât aceștia? Și noi am fost păcătoși, și noi am fost căzuți, și noi am fost sub această stare de osândă și de pedeapsă veșnică. Dar într-o zi Domnul Iisus a venit în dreptul nostru, așa cum s-a plecat către acel om căzut între tâlhari, l-a ridicat, i-a legat rănile, l-a pus pe asinul lui, l-a dus la un han, a îngrijit de el. Apoi a plecat și a spus hangiului să îngrijească de el și tot ce va mai cheltui îi va da înapoi la întoarcere. Așa Dumnezeu ne-a găsit pe fiecare dintre noi. El ne-a căutat pe noi și ne-a găsit, s-a coborât, cum spunea psalmistul, în groapa pieirii, în fundul mocirii și ne-a scos de acolo. Am spus aceste lucruri și vreau să fim conștienți fiecare dintre noi, pentru că de multe ori și eu aud aceste cuvinte, este un har, este bunătatea lui Dumnezeu, El a fost de partea noastră și de multe ori poate nu realizăm lucrul acesta, dar vreau în seara aceasta, așa cum se spunea de la început, să-L lăudăm pe Dumnezeu, să-I mulțumim lui Dumnezeu, să-I aducem lui toată gloria, toată slava și cinstea, pentru că numai El o merită, pentru că El e singurul Dumnezeu adevărat, pentru că El e singurul care ne poate veni în ajutor ori de câte ori avem nevoie și ori de câte ori îl chemăm. Și aș dori de asemenea să ne rugăm pentru
a rămâne una în Domnul Iisus pentru a fi uniți. Și chiar dacă unii dintre frații noștri au mers în țară, au vizitat biserici în țară, alții pe aici, am dorit să avem această părtășie și această legătură, chiar dacă există distanțe între noi, dar în Duhul nostru, în cugetul nostru, în rugăciunile noastre, să ne purtăm unii pe alții și să ne rugăm lui Dumnezeu. Pentru că am auzit și cântarea de la cor, când în cer vom ajunge, acolo va fi minunat, va fi frumos, este adevărat, găsim o parte din lucrurile, pentru că Apostolul Pavel spune că acolo sunt lucruri care la mintea omului nu s-a suit și Apostolul Ioan ne arată în viziunea lui în Apocalipsa câteva din lucrurile acelea care sunt în cer, despre acea cetate, despre acele străzi, despre felul cum este zidită temelia cu 12, această cetate cu 12 temelii și cu diferite pietre scumpe. Dar sunt multe alte lucruri pe care noi nu le pricepem și nu le înțelegem. Va fi frumos acolo și toți dorim să ajungem acolo. Dar până vom ajunge acolo, cum spunea Apostolul Pavel, încă n-am ajuns desăvârșit, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg și mă lupt. Și nu mă lupt degeaba. Aș dori în această seară, ca și noi, în primul rând, să-i mulțumim lui Dumnezeu că suntem copii ai Lui. Să-i mulțumim că a fost de partea noastră, a fost cu noi, oriunde am fost, în călătorie, acasă, la lucru, oriunde am fost, Dumnezeu a fost de partea noastră și a fost cu noi. Și apoi să ne rugăm lui Dumnezeu și unii pentru alții, pentru această legătură, pentru această părtășie și pentru a rămâne credincioși lui Dumnezeu până la capăt, pentru a sfârși această alergare împreună cu El, ca să ajungem în Împărăția Lui, ca să ajungem în slava Lui Cerească, acolo unde s-a dus să ne pregătească un loc. Haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu pe picioare și să ne rugăm Lui. Știm că fiecare dintre noi, cum se mai spunea și spuneam și altă dată, avem dorința de a ne ruga și avem poate problemele noastre și, cum spunea și cântarea care am cântat-o în comun, ce dulce este al rugii ceas și acolo putem să aducem înaintea lui Dumnezeu toată inima noastră, tot focul inimii noastre și tot ceea ce ne apasă. Haideți să o facem. Avem această posibilitate în seara aceasta să ne rugăm lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm, dacă este acest timp de rugăciune, haideți să ne rugăm și să ne rugăm din toată inima. Să ne rugăm cu credință că Dumnezeu este acela care ne ascultă. Amin.